Bună! Astăzi m-am hotărât să vă arăt cum putem personaliza o veioză împreună cu cei mici. Eu am adus-o pe fetița mea, Ava, și împreună cu ea vom face din această veioză simplă albă un proiect special pe care vom lipi niște cârlige pictate de ea și de care vom agăța niște poze. Avem nevoie de o veioză simplă cu un abajur din textil, niște cârlige din lemn micuțe, niște fotografii pe care să le prindem de cârlige, pensule, vopsea și un pahar cu apă. Și avem nevoie și de un pistol cu lipici pe care îl vom folosi să lipim cârligele de abajur. Vom face un proiect de fete. Vom folosi numai culori pentru fete, roz și mauve. Cum iese? Bine. O să pui un pic mai puțină vopsea ca să se usuce mai repede, ok? Da. Vreau albastru. Albastru. Pe lângă faptul că este un proiect care practic e unic, pentru că nu veți mai găsi așa ceva și la altcineva acasă, este un mod bun de a vă petrece timpul cu copiii și să stea departe de tablete și telefoane și să pună mâna să facă treabă. Ia uite ce avem aici! Mami! Vrei să punem pe Mara? Da. Mulțumesc. O punem pe Cristina acum, da? Da. Pe Andrei după aia? Da, și îl facem albastru. O să-l plasc și eu. Frige foarte tare lipiciul ăsta și n-aș vrea să te arzi. Ce lipicios! Vreau să-l pun și pe Dragoș, că pe el nu l-am pus deloc. Și vreau de culoare roz. Eu ți le pregătesc așa. Super. Pun-o aici. O pun aici, un pic mai sus, ce zici? Da. Gata. Ce părere aveți de veioza noastră? Îmi place. Îți place? Da. Dar cea mai frumoasă poză mi se pare asta. Hai cu mine, dar ce drăguță ești. Facem și noi una acasă? Cu poze cu tine? Da. Vrei? Da. Și o ții la tine în cameră? Da. După cum v-am zis, este un proiect super rapid și este un prilej bun de a petrece timp cu copiii. I-a plăcut foarte mult să facă... Mai face?